Ați venit astăzi la Părhăuți să le faceți o bucurie copilașilor de aici. Ați adus foarte, foarte multe jucării. Da, ne bucurăm foarte tare că ne aflăm astăzi aici și vrem să mulțumim noastră că ați lansat invitația și că atare am reușit și noi să ne alăturăm campaniei Grădinița Estivală. Noi, după cum știți, am avut campania de 1 iunie, iar ca urmare a campaniei noastre de 1 iunie încercăm să împărțim jucării, cărți și multă bucurie, bineînțeles, copiilor și de aici, de la Părhăuți. Sunt copilași acolo din Gura Humorului care au făcut donații atunci la acțiunea voastră, foarte reușită de altfel de la 1 iunie. Cred că se vor bucura foarte mult când vor vedea că au ajuns și aici la Părhăuți jucăriile aduse de ei. Suntem siguri că se vor bucura. Foarte mulți dintre ei chiar ne-au lăsat și mesaje pe bilețele, în jucării și în cărți. Semn că sunt și ei foarte încântați să dăruiască mai departe zâmbete și multă bucurie. La Părhăuți l-am găsit și pe clovnul Bobo, care le-a oferit din nou copilașilor câteva momente de distracție maximă. Ia să vedem, cine câștigă, toți aveți o bomboană, cine pierde, toți aveți câte o bomboană. Sunteți de acord? Da! Vă mai întreb o dată, cine câștigă, toți aveți o bomboană, cine pierde, toți aveți câte o bomboană. Sunteți de acord? Da! Bă, stau de vară aici la Părhăuți, am ajuns din nou, ia să vedem, când zic eu start, 2, 3 și start! Ia uite, cine câștigă, toți aveți o bomboană, cine pierde, toți aveți câte o bomboană, da, start, haide, haide, egalitate, au câștigat băieții. E la gaur și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise-am împlinit așa. Din suflet că ai adus jucării, îți mulțumesc, și voi puteți să veniți să faceți bucurii. Nu e frumos să faceți bucurii? Da, foarte. Vă plac? Hai să mulțumim, ia să mulțumim. Cum spuneți voi mulțumesc într-un cor mare așa? Mulțumesc! Salvați Copiii România a deschis 37 de grădinițe estivale în cadrul unui program unic, însă extrem de necesar, dedicat copiilor din comunități defavorizate. O astfel de grădiniță funcționează și în județul nostru, la Părhăuți. Până la sfârșitul verii, aproximativ 20 de copilași din zonă se vor pregăti prin diverse activități ludice pentru începerea școlii. Oricine vrea să le ofere acestor copilași zâmbete și multă bucurie este binevenit!